acasă sunt. Haideți să ne ridicăm și să începem. Și să înălțăm numele Domnului. Am înțeles, vorbeam că cei de la Bethesda n-au avut biserică dimineața și așa că vom sta mai târziu în seara asta. Aș vrea să ne bucurăm împreună de dragostea lui Dumnezeu revărsată peste noi prin Fiul Său care a murit și a înviat pentru noi ca noi să avem o viață vie. Fie în seara asta văzut în locul ăsta, îngerii se uită, cerul se uită la inima dumitale, la închinarea dumitale, la tot ceea ce va fi în acest loc. Vrem să ne smerim înaintea Lui și să proclamăm încă o dată, El e Dumnezeu. Haideți să cântăm împreună, să ne bucurăm de jertfa Lui.
Doamne, venim și în seara asta înaintea Ta și după masa asta cu mulțumire. Pentru bunătate, pentru îndurare, pentru milă, pentru har, pentru fiecare ridicare de mână, pentru fiecare picior mișcat, pentru fiecare bătaie inimii, pentru fiecare respirație în seara asta venim să spunem mulțumesc. Mulțumesc pentru harul care îl avem să ne închinăm înaintea Ta. Mulțumesc pentru o minte curată și întreagă. Mulțumesc pentru o viață de familie binecuvântată. Mulțumesc pentru frați, pentru surori, pentru că suntem într-o țară departe de unde ne-am născut cei mai mulți dintre noi și totuși nu suntem singuri. Ne-ai dat o familie și în seara asta am venit să spunem, Doamne, îți mulțumesc și pentru asta. Dar mai presus de orice, îți mulțumim pentru jertfa Ta, îți mulțumim pentru ceea ce ai început în viața noastră, îți mulțumim pentru cerul Tău și pentru locul pe care îl pregătești. Îți mulțumim că și astăzi mântuiești și astăzi rup lanțuri și astăzi vindeci și astăzi eliberezi și astăzi mulgi oameni din păcat și în fără de lege și asta pentru că Ție îți pasă. Suntem la o seară în care vrem din nou să ascultăm cuvântul Tău. Suntem într-o seară în care din nou am venit să ne închinăm înaintea Ta, să ne proșternem înaintea Ta, să recunoaștem încă o dată că ești Dumnezeu și că noi suntem copiii Tăi și vrem să facem voia Ta. Ne rugăm și în seara asta să lucrezi. Ne rugăm să rupi, ne rugăm să ridici, ne rugăm să îmbărbătești, să mângâi, să vindeci și îți mulțumim că faci lucrurile astea. Te slăvim, Tată, Fiule și Duhule Sfinte și îți mulțumim în veci de veci. Amin. Dai credință, primești iertare.
topește durerea, durerea ta. Poate s-o adine, rătăcești, ele lângă tine. Vrei libertate, salvare, ele stă în liberare. Ați cu greu, mâna lui topește. Salvare, ele stă în să fie numele Domnului. Vă binecuvântăm pe toți în numele Domnului Iisus Hristos și dorim ca seara aceasta să fie o seară binecuvântată. Ne îndeamnă cuvântul Domnului în 1 Timotei, capitolul 2, primele versete. Vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlocii, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru tot ceea ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Amin. Împreună ne rugăm în seara aceasta ca Domnul Iisus Hristos să mântuiască. Domnul Iisus Hristos să dea mântuirea tuturor oamenilor. De asemenea, ne rugăm pentru țara aceasta, pentru America, ne rugăm acum la cotitud de drumuri, la încrucișări de drumuri, să aleagă voia lui Dumnezeu. Amen. Iubiții mei, de asemenea, ne rugăm, continuăm să ne rugăm pentru familia din Springfield, familia Doboș, care traversează o mare încercare. Este familia cu copiii, care și-a pierdut copiii, adică nu și-a pierdut, că ei sunt prezența Domnului. Noi îi primim de la El, la Lui sunt chiar copiii noștri, însă totuși sentimental și din punct de vedere omenesc este o încercare grea. Vă rog în seara aceasta puneți o rugăciune sau cereți Domnului ca să-i mângâie, să-i întărească prin Duhul Sfânt. Amin. Iubiții mei, împreună suntem tari în seara aceasta pentru că avem pe cineva care este mare, tare, controlează toate lucrurile și acesta este Dumnezeu. Ne îndreptăm gândurile, inima spre El și cerem ca seara aceasta să fie o seară binecuvântată. De asemenea, cei ce vor cânta, fratele Romii care va predica, toți care își vor deschide gura în numele Domnului, să aibă o inspirație divină, să fie binecuvântați de Domnul și să ne bucurăm în Duhul Sfânt. Dacă este cineva trist în seara aceasta aici, avem pe cineva care are bucurie. Dacă este cineva obosit, este cineva aici care ne poate duce la izvoarele limpezi și la izvoare curate. De aceea să cerem prin credință, să ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos cu întreaga biserică. Încurajez copiii bisericii să participe la rugăciunile noastre comune, împreună să putem să cerem Domnului și să implorăm și să binecuvântăm pe Domnul. Amin. Cu întreaga biserică ne rugăm. Ne închinăm înaintea Ta, Tată Ceresc, în numele prețios al Domnului. Thank you.
vrea să vă rog să binecuvântați pe cei care sunt lângă dumneavoastră și apoi să ocupați locurile. Suntem vizitați de mai multe persoane în seara aceasta, în mod deosebit de la Biserica Bethesda. Rostiți o binecuvântare în dreptul fiecăruia. Privesc la dumneavoastră și slăvim pe Dumnezeu pentru că în seara aceasta, după masa aceasta, suntem împreună în casa Domnului. Vreau să spun bun venit tuturor. Să vă simțiți bine în casa Domnului, atât de bine pe cât este posibil să aveți parte de cercetarea Domnului. Și chiar dacă cuvântul Domnului câteodată are nuanțe diferite, știu că întotdeauna voia Domnului va fi bine pentru, va însemna bine pentru fiecare din noi. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Când spunem șederea noastră să fie plăcută, nu înseamnă că este o ședere pasivă, ci activă. Pentru că în biserică nu stai doar să primești. Și la biserică ești parte din biserică și particip cu toată suflarea ta, cu toată ființa ta, cu toată puterea, cu închinarea pe care o ai în inimă. În mod deosebit, binecuvântăm parte din Biserica Bethesda, acești tineri minunați. Și mă efesc și la tine, frate Romii. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Bine ați venit în părtășia Bisericii Grace. Fie ca harul Domnului să fie în seara asta revărsat peste slujirea voastră, atât în cântare cât și la predică. Privesc la voi, tineri, frumoși, și am bucurie în inimă. Pentru că eu știu că ați fi putut să vă găsiți plăcerea în multe alte lucruri. Ați fi putut să fiți în multe alte locuri, să faceți multe alte lucruri. Dar pentru că ați ales să fiți în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și eu cred că Dumnezeu are pentru fiecare din noi în seara asta, pentru că în final cred că toți suntem, chiar dacă vârsta trece în anumite aspecte, tot copii rămânem, tineri rămânem, tinerețe. Aș vrea cuvântul Domnului în seara asta să fie un cuvânt revelat pentru fiecare din noi. La nevoia noastră. Cuvântul Logosul să devină rema, puterea lui Dumnezeu, specifică și specială pentru fiecare din noi. Cântarea asta și n-am vrut să ducem doar spre partea emoțională lucrurile, dar cântarea pe care am cântat-o, aș vrea să fie cântată sau trebuia să fie cântată sau bine a fost că a fost cântată din credință. Pentru că durerea noastră El poate să o aline. Când ești căzut, când ești întristat, Dumnezeu poate să-ți dea vindecare. Vreau să anunț puțin cum va decurge programul în continuare. Avem nevoie de cineva care să traducă în ambele limbi. Aș vrea acum să dau posibilitatea fratelui Eduard, împreună cu tinerii de la Biserica Bethesda, să slăvească pe Dumnezeu cu două cântări. Harul Domnului să fie peste voi și peste noi. Amin. We're excited to be here tonight. There's always a sense of excitement when you're visiting somebody, and also a sense of nervousness. But tonight, we don't want you guys to just be spectators, so we picked a couple songs that we love to sing at our church. I hope that you guys know most of them. I'm pretty sure you will, but we ask that you guys sing along with us, and let's just all worship the audience of one, and that is Jesus Christ. Amen. Amen. Let's sing this together.
we'll go without the acoustic. Tău, spre slava ta.
Together. Death cannot hold, death cannot hold, veil tore before you, silence the ghost of sin and grave, the heavens are roaring, praise up your glory, for you are raised. Thank you.
cinstea aude cântând o păcătos la Iisus vino. Binecuvântat să fie numele Tău. În seara aceasta stăm cu inima plecată înaintea Ta.
Venim cu inima sinceră și vrem să-ți mulțumim că până aici ne-ai binecuvântat. Chemarea aceasta am simțit-o adânc și profund în inima noastră și toți cei care suntem aici vrem o apropiere de Tine. Vrem o apropiere de Duhul Tău, vrem o apropiere de Cuvântul Tău. Te rog în această dupămasă, Doamne, prezența Ta să schimbe vieți, să înnoiască inimi, să înnoiască minți. Tu ești Dumnezeu care poți face lucrări mari. Tu poți face, Doamne, schimbări deosebite. Tu ești Dumnezeu care ne poți revela lucrurile profunde ale tainei lui Dumnezeu. De aceea te rugăm, folosește contextul acesta al prezenței noastre înaintea Ta, în mijlocul cântărilor de laudă, a cuvântului lui Dumnezeu. Și, Doamne, dă-ne înnoirea minții, dă-ne o perspectivă eternă a lucrurilor, dă-ne o profunzime, Doamne, a voii lui Dumnezeu pentru noi, pentru lucrarea bisericii Tale. Te rugăm, ridică la un nou nivel slujirea noastră, dedicarea noastră. Tu ești Dumnezeu care se poate proslăvi între noi, de aceea te rugăm, fă lucrul acesta prin Duhul Tău cel Sfânt. Și fiecare suflet tânăr care este aici, în această dupămasă, te rugăm din toată inima, Duhul Tău să fie peste el, Doamne. Duhul Tău să aducă decizii noi. Duhul Tău să ia apropiere de Tine. Duhul Tău să aducă înnoirea lucrurilor și a jurămintelor care le face fiecare om înaintea Ta. Tu să fii lumină peste sufletul acela. Tu să fii mântuire pentru oameni. Tu să fii protecție și ajutor. Pentru că Tu ești Dumnezeu, tăria poporului Tău. Din toată inima te binecuvântăm în dupămasa aceasta și ne simțim onorați, ne simțim binecuvântați, ne simțim, Doamne, în prezența Ta, cei mai fericiți oameni de pe pământ, pentru că la umbra aripilor Tale, de atâtea ori am găsit ajutor, găsim ajutor și protecție, întărire sufletească, trăiască Domnul în veci, trăiască numele Domnului în veci, binecuvântat să fie Domnul din neam în neam și din generație în generație, pentru că e Dumnezeu tăria poporului Său. Te rog, în seara aceasta așează mantaua slujirii peste sufletele care sunt aici. Nimeni, Doamne, să nu plece fără o atingere din partea Ta. Duhul Tău să vină ca un vânt puternic peste adunarea aceasta. Și mantaua lucrării să fie pusă peste sufletele oamenilor. Te rog din toată inima, onorează-ne cu prezența Ta materializată prin vindecări deosebite, prin eliberări deosebite, prin umpleri cu Duhul Tău cel Sfânt. Tu ești Dumnezeu care poți face minuni și poți face seara aceasta o seară de aducere aminte. Te rog, lasă o mărturie între noi a faptului că Dumnezeu e tăria noastră, că Dumnezeu vindecă, că Dumnezeu ridică, că Dumnezeu îmbărbătează, că Dumnezeu dă înțelepciune, neprihănire. Te rugăm, Doamne, lasă mărturia aceasta între noi, pentru noi, pentru copiii noștri, pentru generațiile care au auzit vorbindu-se despre Tine. Să experimenteze că Dumnezeu e real, e fizic, Dumnezeu este experiență care poate să o aibă fiecare om. Te rugăm pe Tine, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Iacov, dar cu onoare și cu mândrie, Dumnezeul nostru, putem face afirmația aceasta, să Te proslăvești în mijlocul nostru. În numele lui Iisus ne-am rugat. Amin. Mai aveți o cântare? Hai să cântăm una. Ar fi frumos să veniți și voi. N-aveți loc? Oamenii buni în cap oriunde, credeți-mă. Haideți și echipa noastră și hai să cântăm o cântare. Veniți aici, împărțiți. Nu trebuie toată lumea la microfon. Hai să cântăm o cântare de biruință, de bucurie. Domnul este bun. L-am rugat pe fratele Dan să mijlocească. Am simțit în duhul meu că Domnul în seara asta vrea să atingă vieți. Îmi stăruie în minte, pe inimă, nevoia de sfințire, nevoia de pocăință. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Hai să cântăm spre slava Domnului. Apoi vom ocupa locurile și vom asculta cuvântul Domnului. Answer me and live.
Te binecuvântăm, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, Sfânta Trinitate care ești prezentă în mijlocul nostru.
glorificăm pe Hristosul înviat dintre cei morți. Du-le sfinte, lasă ca învierea Domnului Iisus Hristos să revitalizeze ființele noastre. We want to be revitalized tonight, Lord. We want to be infilled and infused with your Holy Spirit, with power from above. Oh, Father God, I pray that many hearts will be touched. Many hearts will be healed and some hearts will be pierced by your presence, by your love. Oh, Father, I pray that you would bless this word that I will be reading, Lord, and let it be alive in our hearts and minds. Let it be speaking to every one of us, Lord, because we need the bread of life to be broken in pieces tonight and be served to our hungry souls. We worship you, Lord, and we worship your presence. Glory to you. Hallelujah. Amen. Let's continue to worship the Lord. Continuăm închinarea prin citirea Sfintelor Scripturi. 1 Ioan capitolul 4 de la 7 până la capitolul 5 versetul 5. 1 John chapter 4, we'll start at 7 and we'll end with chapter 5 verse 5. We worship the Lord when we are reading the scriptures. Can I get an amen? Amen. Ne închinăm atunci când citim Sfânta Scriptură. Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world so that we might live through him. And this is love, not that we have loved God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us and his love is perfected in us. By this we know that we abide in him and he in us, because he has given us of his Spirit. Amen. Amen. And we have seen and testified that the Father has sent his Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love. And whoever abides in love abides in God, and God abides in him. Amen. By this is love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment. Because as he is, so also we are, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. We love because he first loved us. If anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him: whoever loves God must also love his brother. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of him. By this we know that we love the children of God when we love God and obey his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? Amen. Please be seated. Ocupați locurile. Guys, I'm going to speak for a couple minutes in Romanian, okay? Dragii mei frați și surori, scumpă biserică, harul, grace. Este un privilegiu pentru mine să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră. N-am mai fost de câțiva ani, dar recunosc jumătate din biserică, cam am mai încărunțit cam toți. Unii dintre noi am mai pus un pic așa, one pack, not six packs, you know.
Vă iubesc și mi-a fost dor de dumneavoastră și mă simt onorat să fiu în mijlocul dumneavoastră. And you guys, young people, you know, I knew a few faces. God bless you. It's a privilege and honor to be with you. And I'm here with a bunch of young people from Bethesda. Would you please, Bethesda people, get up? All right. Oh, come on, girls. All right. Sit down. Thank you. We didn't have a church service this morning, and actually we didn't have a church service tonight at Bethesda because we lost power and DTE wasn't able to restore it. But because we didn't have a church service, we'll have a double portion tonight. I was given 45 minutes times two. Just kidding. It is the word of God in our midst that I have the burden to bring before you. And I've been burdened with this message all this last few days when I was meditating, contemplating, studying, and preparing what I want to be a rich table before the Lord. And that the Holy Spirit would feed our souls from the Word of God. And my message tonight is titled, God's Empowering Love. God's empowering love. Dragostea lui Dumnezeu care ne împuternicește ar veni în limba română. And this is very classic of John the Apostle because he was the apostle of love. As you know, the beloved apostle, disciple, he was always close to Jesus. And even at the Lord's Supper when Jesus instituted the Holy Communion, the Bible describes John as laying on his chest. And he was the closest who was able to hear the rhythm of Jesus' heart. He was able to kind of distinguish a little better the heart of Jesus. And actually, one of the church's father, Jerome, wrote that during the last couple of years of his life, John was the only one who was not martyred, if you remember that. He lived to be about 100 years of age, and he wasn't able to walk anymore. The disciples were picking him up and was taking him in a church, and occasionally they were bringing him up in front. You know, not, they didn't have pulpit, they didn't have a, you know, amplification system. They were laying him down, and all that he was able to say said, children, love one another. Copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. And after a while, you know, the disciples were kind of tired. Said, Apostle John, why are you keep saying the same things? Say, I will say until I really see you guys love one another. Because love is the pure definition of who God is. Amen? And as I said, none of the disciples were able to grasp better than John the heart of God. And he in all of his five letters, five writings, John, 1st, 2nd, and 3rd John, and Revelation, but primarily in the first four, he constantly wrote about the love of God. And if I would be to boil down the entire Gospel of John, he wrote about love in two directions or two dimensions of love. The number one dimension was the love that Christians share with God through Jesus Christ, the love that the Father has called us unto himself, to love him and to respond back to God's love, the Father's love unto us. And secondly, just as important, is the love that we share for one another, that we are called to love one another because we are the body of Christ. We are the community of the redeemed one. We belong to Jesus. We are his people. We are his family. And we are called
the church. We are called his bride. And we are called to love one another. God, glory to God. And John is not trying to push us into fake it until we understand love. He's very, very simplistic. He's teaching us about the love of God. And when John writes, actually, he's amplifying what Jesus actually has taught himself. When he was asked, if you remember, when one of the Pharisee and the one of the teachers of the law asked him, hey, Rabbi, what is the greatest command of God? And Jesus, if you remember, I think it's Matthew chapter 22, when Jesus tells this teacher of the law that the first, the greatest command of God, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest, the highest of the commandments. And the second, like it, is love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang onto these two commandments. So when we are distilling, when we are boiling it down, the entire gospel is love God and love one another from the perspective of John. And he is the one who recorded the words of Jesus Christ right before our Lord was arrested in the upper room, when Jesus said to his disciples, to his followers, and tonight he's reminding us, to all of us, when he said, a new command I give you, love one another as I have loved you, you must. And this is not you, oh, maybe it's a choice. You must love one another. Amen? Amen. By this, everyone will know that you're my disciples if you love one another. Now, before I'm going to unpack this passage, and it is super rich, let me share with you a revelation that really grasped my heart, that really gave me a new dimension in understanding what my duty as a Christian is. And I hope it's going to grab your heart also. If you remember in his gospel in chapter 118, John 118, if you can place it on a screen, John wrote, no one has ever seen God. No one has ever seen God, but God, the one and only, who is at the Father's side, he has made him known. In other words, Apostle John, inspired by the Holy Spirit, he writes, nobody has ever seen God except Jesus, and he made God known. And if you would go into the original language, this expression, was made known, is something that your pastors and all of us who study the scripture intensely, we would understand the word that is here translated make known or made known. It's the word exegesato, where we have this exegesis, to exegete, o limba română exegeza textului. And this is something that the students of the scripture know